Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la deja tradiționalele confruntări electorale de la TVR Moldova, de la orele 19 și 21. La această oră avem un platou următorii invitați, următorii reprezentanți ai partidelor, așa cum au fost ele trase la sorți pentru această zi. L-avem pe domnul Vasile Costiuc, începem de lângă mine, candidatul Partidului Democrația Acasă. Bună seara, mulțumesc! Doamne ajut! Ion Straciuc, candidatul Partidului Acasă Construim Europa, deci Pace. Bună seara! Bună seara, mulțumesc de invitație! Și doamna Elena Grițco, candidatul blocului electoral Renato Usatăi. Bună seara, mulțumesc de asemenea pentru prezență! Bună seara, bine v-am găsit! Deci o formulă completă, mă uit la doamna Grițco și cu verdele mi-aduce aminte de subiectul tensiunii dintre cele două partide invitate, verde la acela de briliant, că până la urmă avem, uite, tragerea la sorți a făcut ca astăzi să avem cele două partide reprezentanții unii lângă altul. Care așa lipsește numai Rizea din platou, rest tot e regulă. N-a fost implicat în scandalul stropirii cu verde de briliant. Cum mai merg ostilitățile, care mai e situația pe frontul luptei cu Pace, domnul Costiuc, și invers? Vă spun în cadrul emisiunii, le suternați lungă. Domnul Costiuc în rolul său. N-am început-o eu. Haideți să vedem, domnul Costiuc, începem prezentarea scurtă pentru candidat la fotoliul de deputat fiecare și aș vrea să vă prezentați într-un minut fie pe rând. Domnul Costiuc a fost mai prezent, așa că lăsăm la sfârșit zilele astea cu prezentarea, începe de la doamna Grițco. Mă prezint eu pe mine sau prezint concurentul electoral? Puteți să vă și despre partida, soluții, programe sau mai auzit. O să vă mai întreb eu pe parcurs, dar vreau să vă prezentați pe dumneavoastră și puțin și de ce, să vă cunoască lumea, de ce doriți un loc în Parlamentul Republicii Moldova. Bună seara, stimați cetățeni, cei care sunteți acasă aici în Republica Moldova și bună seara celor care se află peste hotarele țării. Știu că ne urmăriți și cu nerăbdare așteptați toate dezbaterile unde participă blocul electoral Renato Usatăi. Eu mă numesc Elena Grițco. Sunt de profesie jurist, dar mai am și alte studii, deci sunt și profesoară de pian, prima mea profesie, așa s-a primit că m-am reprofilat și după studii am activat în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, am fost și lector universitar acolo, acolo și mi-am făcut și masteratul în drept, după care am activat în cadrul Ministerului Justiției 8 ani de zile, dintre care 5 am fost șef al Direcției Organizației Necomerciale din cadrul Ministerului. A fost o experiență inedită pentru mine și, din câte știți, în 2014, când ministrul ne-a obligat să nu înregistrăm partidul nostru, partidul lui Renato Usatăi, am ieșit cu colega mea Nina Cereteu, actual este primarul orașului Drochia, am ieșit într-o conferință de presă și am zis nu fără de legilor și am fost împotriva executării ordinilor și deciziilor ilegale. Da, mulțumesc pentru moment. Juriștii sunt categoria cea mai bine reprezentată printre candidați. Din ce am văzut, a fost un sondaj astăzi și erau profilul candidaților, spunea că cei mai mulți... Juriști și economiști. Juriști, economiști, ingineri, apoi, dar juriștii erau cu puțin mai mulți decât ceilalți. Da, domnul Straciuc. Bună seara, stimați concetățeni de aici și din diaspora. Numele meu este Nelu Straciuc. Sunt președintele Organizației Teritoriale Bălți a Partidului Politic Pace și secretar general adjunct pe zona de nord a Partidului Politic Pace. Noi suntem un partid politic tânăr, suntem un partid politic proaspăt, care nu am fost niciodată implicați în politică. Nu am fost în Parlament, nu am fost la guvernare. Din echipa Partidului Politic Pace fac parte medici de talie națională și internaționale, jurnaliști, economiști, juriști, profesori, lectori universitari. Suntem acea echipă care, într-adevăr, putem să schimbăm lucrurile spre bine. Ceea ce ne face pe noi diferiți de ceilalte partide, deoarece programul Partidului Politic Pace este în strictă concordanță cu necesitățile cetățenilor din Republica Moldova. Noi, suntem un partid politic proaspăt și avem un an de zile de când ne-am constituit și suntem prezenți fizic în fiecare sat.
în fiecare oraș din Republica Moldova. De la nord la sud, de la est la vest. Mulțumesc, domnul Costiuc. E momentul dumneavoastră. Întâi spuneți-ne dacă sunteți teafăr, mai aveți undeva, unde v-a lovit paznicul acela? Da, astăzi am mers la centru de medicină legală și mi-au scos loviturile, zvânăt împrejur, dar unde? Asta e prețul campanii. E, nu le arăt acum în direct, au super mulți din telespectatori. Păreți foarte viu așa, foarte... Da. N-au să aștepte ei. Nu-i prima dată bătaia, am luat bătaia în 2007-2008. 2009. În 2008 am câștigat la CEDO un dosar pentru manifestările românești. Pe 27 martie am ieșit în centrul capitalei și m-am manifestat împreună cu un grup de băieți veniți din România și ne-au luat poliția pe sus, ne-au ținut toată zona, ne-au bătut pe acolo și am câștigat dosarul la CEDO. Știi ce scria în motivul reținerii? Vorbeau suspect românește, 2008, pe timpul lui Voronin. Așa că bătaia pentru noi e un fel de stimul, un fel de... îți dă două șuturi de astea și când te apuci de lucru, încă mai repede. Acum s-a întâmplat incidentul lângă Nistru. Asta demonstrează încă o dată că avem moldoveni la noi acasă care sunt mai răi decât ocupanți. Câți vorbitori din moldovenească, de română, de ăștia care spun eu, și îți păzesc un pod care e pe partea noastră. Și nu înțeleg care e sensul lor, că nu m-am băgat pe podul lor, am încercat să arăt frumusețele Republicii Moldova capturate de regimul de la Tiraspol și de proștii noștri. Mai aveți ceva să ne spuneți, să spuneți să-i dea ajuns, vă recomand toate aceste evenimente. Eu cred că reușim să vorbim pe parcurs, lumea în mare parte cunoaște de toate activitățile da, noastre. Da, lumea cunoaște deja în general ce s-a mai întâmplat în campania electorală. Am depășit jumătatea campaniei electorale. Ne apropiem final. Da, mai e o săptămână și ceva. Au rămas 10 zile, dar s-au vorbit destul de mult, s-au expus planuri, soluții, proiecte, idei, au fost inclusiv în studioul TVR Moldova. Așa încât lumea a putut lua la cunoștință ce aveți de gând, nu? Și dumneavoastră care reprezentați ai partidelor și partidele pe care le reprezentați. Cu toate acestea, scorurile din sondaje nu diferă foarte mult de cele de la începutul campaniei. Vedem, am avut și astăzi un nou sondaj făcut de Watchdog și Institutul de Politici Publice, care au notificat Comisia Electorală Centrală despre desfășurarea acestui sondaj de opinie și care dă aceeași luptă în doi între PAS și blocul electoral al Comuniștilor Socialiștilor. Celelalte partide, deci inclusiv noastră, sunteți undeva sub pragul electoral. Cum vă explicați acest lucru? N-ați convins sau e vorba despre altceva? Fiecare părând, vă rog. Eu am promis că am să public mai multe propuneri din partea unor cantori de astea, cum se numesc ele, de sondaje, pentru a ne include în sondaj, vroiau de la 2-3 mii de euro până la 8-9, ca să te includă în momentul în care întreabă cineva, da, aveți încredere în următoarele, tic, 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 și ei nici măcar nu te includ. Am primit pe mesaj o înregistrare audio în care cineva face un sondaj și întreabă, dar cât încredere aveți în... și dă 7 nume dintr-un partid, în politicieni. Da. Și omul la urmă întreabă, dar Vasile Costiuc de ce nu există? Dar de ce nu există alții? Sunt o parte din sondaje măsuite. O parte, dar nu putem extrapola și generaliza. Deci în cazul... E adevărat, dar chiar și sondajul de azi pe care am reușit să-l trec pe diagonală, deja nu mai poate ascunde prezența noastră, suntem pe poziția 5-a cu un scor sau cu un procent de 2.5, aproape 2.5. Asta înseamnă că până acum noi nu existam, nu existam. Asta înseamnă că ei deja recunosc prezența noastră, prestația noastră și să vedeți că ei încearcă să ne prezinte măcar și cu câteva procente ca să nu fie o lovitură rușinoasă după campania electorală când va trebui să explice de unde a apărut Costiucu Democrația Acasă în Parlament. Domnul Straciuc. Noi nu credem în sondaje. Pentru că noi suntem zilnic în interacțiune cu cetățenii de Republica Moldova. Realitatea vine de acolo și noi cunoaștem realitatea. Și apropo, dacă ați menționat de sondaje, ieri sociologii de la AIDATA a făcut un sondaj, printre care două programe de la Partidul Politic Pace se bucură de cea mai mare susținere din partea cetățenilor. Asta e tot. Care deci, program? Traficul de țigări și contrabandă. Deci, eu vreau să vă zic... Încă unul, traficul de ființe umane. O să vă explic asta pe urmă ce înseamnă asta. Deci, în mod special de pentru colegul din dreapta mea. Colegii, de ce nu ați venit un singur reprezentant văzând că sunteți, faceți parte din aceeași echipă? Eu am să vă zic despre care program merge vorba. Este vorba. Lupta cu corupția. Da. Odată ajungi la guvernare, noi vom băga la închisoare 30 de foști și actuali deputați. Și miniștri, vom modifica legislația astfel încât toți cei care s-au însușit bunuri mobile, imobile, vor fi deposedați și pentru ei va fi unica pedeapsă închisoarea.
Da. Și doi, a doilea punct care se bucură de o susținere mare din partea cetățenilor este migrația, sporul natural negativ și incapacitatea clasei politice de a conduce cu această țară au făcut posibil ca astăzi noi să fim cea mai săracă țară din Europa. Și noi riscăm să dispărim ca națiune. Nu prea văd care e programul aici. Dar... Noi riscăm să dispărim ca popor, ca națiune, ca valoare. Noi am venit cu un program ca să ridicăm Moldova din genunchi și ca să renaște Moldova. Să venim cu indemnizații pentru tinere familie. Ca familie care au 3 copii să primească lunar indemnizații de 9.000 de lei și familiei care au mai mulți de 3 copii, 4 și mai mulți copii, să primească o indemnizație lunar de 9.000 de lei și să fie scutiți de impozite. Mulțumesc, doamna Gric. Aș reveni la sondaje pentru că ne duce în albia neînțelesului colegul de dreapta. Deci, dacă e să vorbim despre sondaje și mai nou a apărut astăzi un nou sondaj. Blocul electoral Renato Usatăi, de fapt și echipa lui Renato Usatăi, chiar nu ne ducem foarte departe în istorie. Ultimele alegeri, jumătate de an în urmă, alegerile prezidențiale din 2020, de asemenea Watchdog-ul a făcut un sondaj care l-a prezentat cu o săptămână înainte de ziua alegerilor, unde Renato Usatăi, domnului Usatăi s-a atribuit 6%. Respectiv, dumnealui a abordat acești experți în sociologie și i-a întrebat, în cazul în care eu peste o săptămână o să iau un alt rezultat, voi ce veți face? Domnii au zis că vor cere scuze public. Uh-huh. Ați văzut și dumneavoastră care a fost rezultatul Renato Usatăi în alegerile prezidențiale, 17%. Deci este un exemplu elocvent despre o manipulare a opiniei. Evident. Deci sunt într-adevăr organizații care fac câtuși de cât sondaje veridice. Dar sunt alte organizații care fac sondaje pentru a manipula opinia publică, pentru a focusa atenția alegătorului doar pe doi candidați și se creează artificial impresia că aceste alegeri sunt despre o luptă dintre doi deci candidați că doar. Deci credeți că veți trece pragul și că cumva ați convins alegătorii în acest sens, în sensul care se vedea doar... votul în așa fel încât să intrați în Parlament, nu? Noi, noi nu doar că vom trece pragul electoral, noi vom avea o fracțiune foarte mare în viitorul Parlament. Cu ce credeți că ați convins? Noi zi de zi comunicăm cu oamenii și cel mai veritabil sondaj este discuția cu oamenii și încrederea care ți-o dau zi de zi. La ce percutează ei? Din ce le spuneți? La principalele soluții ale dumneavoastră? La ce ați văzut ca oamenii reacție pozitivă? Oamenii... Populismul, ia uitați-vă, haideți, vă rog, după aia vorbim. Oamenii sunt obosiți de promisiuni a celor care i-au condus până în prezent. Noi vorbim de miniștri, deputați, conducători de această țară care vin în fața lor și din nou le promit. Deci oamenii sunt obosiți. Noi, în schimb, echipa blocului Renato Usatăi este o echipă nouă, formată din oameni necorupți, care nu au fost implicați în nicio schemă de corupție, cu primari de orașe mari, care pe parcursul a 2-3 mandate în această funcție și-au acumulat o experiență bogată. Și noi nu doar că știm ce probleme au la firul ierbii oamenii, doar știm cum să le rezolvăm. Și aceasta le dă încredere tuturor cu care noi comunicăm. Dumneavoastră, cu ce, domnul Costiuc, cu ce credeți că i-ați convins pe oameni? Că și n-ați să susțineți asta. Cu donațiile diasporei. Vai de capul vostru. Pierdeți în timp, domnul Costiuc. Nu-i nimic. Timpul nostru e tot înainte. Mai rău cei care au emoție că au furat din statul ăsta și au vile, au apartament prin București, astăzi am primit informații de hotel împreună cu Moraru prin Grecia. Noi să vă publicăm tot. Și băieții ăștia au emoții pentru că eu... Sunt niște aberații, vă referiți la doamna Grițco? Eu nu am și pierde. Eu sunt un om liber, dar sunt oameni care au și pierde. Și averi, și libertăți. Și atunci s-ar putea să nu-i primească nici România măcar. Că la noi din România vin penalii, dar penalii noștri nu știu unde au să fugă. Poate pe la Tambov în partea cealaltă. Și de asta mulți au emoții, dar există un adevăr.
lumea noastră s-a săturat în 30 de ani de cele mutre, obosite, chinuite. Și mai nou, din niște fraieri de ăștia care vin cu mașini super scumpe și se dau jos cu papuși de lac și încep să le povestească cât de tare ei iubesc moldovenii. Moldovenii noștri te înghit tac să uită la papușii lor de lac și la costumele lor de milioane și își fac concluzii. Să știți că concluziile se vor vedea pe 12. Mulți nu vor reuși să scoală de pe scaun, să se ridice de pe scaun, dar mai mulți vor sta în rând la vamă. Asta eu vă asigur. Și dumneavoastră sunteți un bogat, domnul Costiuc. Eu cel mai bogat. Aveți mașină registrată pe cumnat, eu din banii cel mai bogat, am prieteni, aveți am apartament apropiat, registrat pe, pe rude din banii diasporei. Am un bus de 20 de ani și ăștia vorbesc cei care le-au cumpărat vreo 20 de mașini noi. Eu am să mă opresc să le filmez daciile lor noi, cei care se consideră partid nou-nouț, care are mașini daci nou-nouț. Partid proaspăt. Proaspăt, da. Și fiecare cu mașina lui. Găina tăietă poate fi de o săptămână și putin, dar e proaspăt. Domnul Costin. Domnul Străciuc, nu vă supărați. Eu aș putea să vă dau citire cine formează această grupare criminală pe care o reprezintă acest domn și dacă să am timp să vă citesc de fiecare. Petrușenco Ruslan, șef direcției investigații speciale Poliției de Frontieră. Sobieschi Rostislav, șef adjunct în cadrul direcției investigații speciale a Poliției. Ciubaciuc Maxim, finul de cununia lui Cavcaliuc, șef secției contrabandă. Stas Munteanu, inspector în cadru. Țurcanu Ion, șef antidrog în cadrul INI. Susarenco Igor, INI Nord. Dar ce are asta? De ce e criminală? Legătură între ea. De ce e criminală? Ca să răspundă. Stați că după aia răspundă. Eu vă i-aș spune pe 10, 11 și Valeriu Cojocaru, nepoții lui Voicu. Am înțeles. Toți băieții ăștia au o legătură strânsă, o frăție penală și tot ce înseamnă 2012-2019, contrabandă, anabolizante, chihlimbar, țigări, tot ce înseamnă contrabandă, o trebuie pe mâinile lor. Și împreună cu Botnari și cu alt ministru de interne mai devreme. Și băieții ăștia au strâns atâția bani că eu acum nebunesc. Iau niște salarii la ăștia care îmblă prin teritoriu, de te doare capul. De la 15 și la 25 de mii. Evident că poate să vină în costumaș și să vorbească de numele șefului care șede undeva acum cu berea în mână și să uită la adjunct cum vorbește. Aș vrea să vă dau o replică și permiteți să... Numai că nu vreau să-mi pierd timpul, vreau să vorbim deja de program. Deja ți-ai pierdut timpul. Orice măsură. În primul rând, vreau să-ți dau repede măsuri. Eu ți-am zis și atunci, la ultima noastră întâlnire, când ai dat bir cu fugiții, vină cu fapte concrete, vină cu dovezi concrete. Toate persoanele, persoanele pe care le-ai nominalizat, eu personal nu le cunosc. Cariera de Micăuț. Ei nu sunt membri a Partidului Politic Pace. Dacă noi astăzi am venit să discutăm despre platforma, despre cum să îmbunătățim relația în Republica Moldova, după cum să creăm posturi de muncă, e ok. Dar veniți cu aberații și cu... Dar dumneavoastră ați venit cu aberații. Dumneavoastră ați venit cu acuzări să strângi care funia. Nu-și găsesc șeful dumneavoastră mai iroasă vă doi trandașiri până se termină campania electorală și pe urmă ați trebuia să răspundă împreună cu Viorel Morar. I-a întrebat ce afacere are cu Viorel Morar la Nord. Aici, domnul Costiuc, aici este mult mai grav. Ați mă duc zilele la Nord. Ați să răspundă că intrați în criză de timp. Nu e nicio problemă. I-a întrebat pe altul care are stații Pieco la Criva. Scopul domnului Costiuc nu este să-și prezinte programul, deoarece el nu are un program electoral. Dar scopul domnului Costiuc este să fie o bâtă politică la comandă. Eu am să merg să vă arăt. Scopul domnului Costiuc este ca să fie o bâtă politică la comandă. Ideea în care? La comanda celor ce l-angajează. 30 secunde, numai 30 secunde, vă rog, și după aia. Eu merg în, de exemplu, în Drochi am fost zile trecute. Și mă duc să vorbesc cu oamenii. Noi avem o altă abordare, mergem să vorbim cu oamenii și îmi spun, ei, las că vine și așa de la pace. Ei fac supra-saturații politică, ei știu că n-au să câștige nimic. Ăsta e Super Mario care culege, șeful lui culege în jurii pe Facebook, el dacă public vreo postare de-a lui, apoi acolo merg, nu comentarii negative, dar în jurii, în jurii. Și el știe că nu câștigă nimic, mulțumesc. Dar în schimb dăunează procesului politic. Domnul Traciuc și vă rog, vă rog și doamna, dacă aveți ceva întrebări, că deja am intrat în zona de... Întrebări către eu nu știu cum să mă aliniez acestui conflict, dar o să încerc să mai comentez. Las șeful dumneavoastră, eu pus lui Cavcaliuc pe nume, așa că nu vă mai fofilați, că sunteți băieți treabă. L-a spus pe nume pentru că asta o merită și puțin eu spus. Deci, urmează să mai dăm și cu verde de briliant. Să și răspund. Uite, interesant și nu și-o lasă Săcriu în studio, să vină cu Săcriu, că la deja asta e programul electoral, Săcriu și Zilionca. Deci, programul electoral... Programul a fost lansarea, nu? Și cu asta s-o termin. Domnul Costiuc,
Eu am zis, noi suntem diferiți de alte partide. Foarte diferiți. Arătați-l pe Bacalaureus, pe Baziu, aici este programa. Aici este programa. Pe Baziu, pe Bacalaureus. Aici este programa Partidului Politic. Aici este programa Partidului Politic Pace. Ceea ce domnul Costiuc nu are. Invers, întoarceți. Dumnealui a venit aici în studiu cu acuzări nefondate. Dumnealui se pare că este, dumnealui este o bâtă politică la comanda persoanei cei ce l-angajează zilnic. Când eu cu gaz în mulțime, când protestam. Domnul Costiuc, stați așa, domnul Costiuc, prezentați un program să cunoască cetățenii despre programul dumneavoastră. Ce o să faceți pentru populația de la țară? Dacă tot spuneți populism, dacă tot așa spuneți populism, suntem în sat, spuneți, vă rog, ce aveți pentru persoana de la sat? Ce aveți pentru bătrânii noștri? Ce aveți pentru mințile lucide care devin diaspore? Spuneți, prezentați programul. Ați venit aici dumneavoastră ca o bâtă politică la comanda unor politicieni. Vă rog. Ce să impac? Ce să fac? Să impac? A zis că aveți ceva de spus să interveniți în această... Nu, stați un pic. Eu am plărâs de ei, după ce au luat ușigane de la Cafcaliuc, am uim plărâzul. Eu i-aș sugera colegului, arătați-i pe toți criminale. De ce i-arătați să faie așa frumos unde este program? Uitați aici în lista dumneavoastră. În lista dumneavoastră aveți Baziu, criminalul. Eu v-am arătat doi criminali. Eu v-am arătat doi criminali. Opriți-vă, bez niște apă. Opriți-vă, sunteți în insuficiență de timp. Opriți-vă. Aveți o întrebare pentru doamna? Desigur că am o întrebare pentru doamna. Puneți-o că suntem la tir în Crucișa deja. Haideți odată, spuneți ce aveți pe suflet. În data de 23 iunie, domnul Gheorghe Cafcaliuc, la o ședință sau la o conferință de presă. Ședință ori conferință? La o conferință de presă. Deci tot acolo, da? A prezentat date despre o rețea de spionaj coordonată de liderul dumneavoastră NATO Osatăi în beneficiu unei puteri străine. Uh-huh. Întrebarea mea sună în felul următor. Dacă se demonstrează că domnul NATO Osatăi este folosit de serviciile secrete, îi cereți să demisionezi la șefia partidului și să pleci din partid. Și dacă nu, nu o să reușesc. Dumneavoastră sunteți gata să părăsiți acest partid. Mulțumesc, vă rog. Eu tot uit cum... Nu mai intrați în dialog, răspundeți. Numele, uit cum vă cheamă tot timpul. Deci, când vorbesc membrii echipei lui... cum l-a numit Renato Osate în cadrul unei emisiuni. Deci pentru mine, inginerii, tot ce vorbiți voi este zero. Vă explic de ce și vreau să explic și celor care ne privesc pe sticlă. Eu v-am dat o întrebare, doamnă Gristor. Răspundeți ferm și prompt la întrebare. Vă rog. Spate? Da. Mulțumesc. Stimați cetățeni, mă adresez la dumneavoastră. Deci pe lângă faptul că dumneavoastră ați auzit așa nume mărețe în criminalitatea Republicii Moldova și Călăilu Plahotniuc, ca Livii Baziuc, vă rog să țineți minte, Lilian Bacalim, Cafcaliuc și mai au încă pe listă criminali și Călăilu Plahotniuc, păi să știți că colegul de dreapta, dacă tot uit cum îl cheamă, o să-i spun așa, colegul de dreapta, se încadrează perfect în această gașcă, pentru că știți, bălțenii au cunoscut faptul că vin cu dumneavoastră astăzi la discuții și m-au rugat foarte mult, în mod special a celor cărora dumneavoastră le datorați sute de mii de lei. Sunteți un escroc. Sute de mii de lei. Sunteți un escroc. Aveți dosare penale. Nu, eu vorbesc cu fapte. Doamna Grisco, eu dosare penale nu am. Sunteți prost informată, doamna Grisco. Aveți dosar penal. Dumneavoastră mai bine spuneți și arătați despre dosarul 25. Dosar penal are colegul de dreapta. Dosar penal nu am și nu duceți lumea în eroare. Doamna Grisco, mai bine, dacă vă referiți... Dacă vă referiți la dosarul 25, în care este parte componente, președintele dumneavoastră Renato Osatăi, sunteți binevenită. Spuneți despre dosarul 25, în care președintele Partidului Politic, prin tender fictive, a depozitat bugetul primăriei municipiului de circa 146 milioane de lei. Ceea ce reprezintă 4.500 de lei. Dacă demisionați sau nu, care răspundeți la întrebare, lăsați poporul, răspundeți la... Eu v-am dat o întrebare fermă, o întrebare precisă, o întrebare exactă. Eu, cu o persoană care este implicată în trafic de ființe umane și sunt mai mult de 20 de victime care au scris plângere pe acest individ
și demonstrați, și SIS-ul împreună cu Cavcaliuc v-au mușamalizat ca cazul. Eu nu am despre ce să vorbesc cu astfel de individ. Criminal. Vă asumați cele spuse. Vă asumați cele spuse, doamnă. Când voi fi deputat, voi ridica toate dosarele. Priviți dumneavoastră în cameră, care vreți, prima, două, trei. Priviți la colegul dumneavoastră. Vă asumați cele ce spuse, doamnă Gricco. Vă asumați, doamnă Gricco, cele ce ați spus. Nu duceți lumea eroare. Ies niște apă. Lumea pare să fi sesizat următorul lucru. Uitați în ce spune astăzi Expert Group, în concluzia unui raport, unei cercetări, anume că majoritatea promisiunilor electorale ale candidaților nu au acoperire financiară, se promite mult, da? Promisiunile nu au acoperire financiară și promisiunile astea pentru următorii 4 ani depășesc cu mult posibilitățile bugetare. Îndemnăm concurenții electorali să se angajeze în promisiuni electorale realiste, să se detașeze de populism, să propună viziuni complexe pentru dezvoltarea țării. Deci, iată ce au sesizat cercetătorii, cei de la Expert Group, urmărind campania electorală de până acum. Răspundeți foarte scurt, pentru că vrem să luăm și întrebări de la oameni. Deci, blocul electoral Renato Osate nu doar vine cu careva propuneri sau promisiuni. Noi avem proiecte pe termen scurt, care sunt realizabile imediat cum intrăm în Parlament. Și avem și acoperire financiară. Unu, lichidăm administrațiile Consiliului Raionale, care ne mănâncă din bugetul de stat peste 30 de milioane de lei. Deci din contul acesta se majorează pensiile. Doi, se plafonează pensia maximală. Dumneavoastră știți care e pensia maximală în Republica Moldova? 220.000 de lei. Se plafonează pensia maximală și din acest cont se mărește cea minimală. Trei, lichidarea CNA-ului și reorganizarea SIS-ului, care ne mănâncă peste 30 de milioane de euro din bugetul anual. Mulțumesc. Din nou, se face economii din acești bani și se investește pe alte segmente care pe proiectele concrete. Trei proiecte, atât. Vreau și domnul Costiu, pentru că dumneavoastră ați prezentat deja trei proiecte mai devreme, a spus pe niște piloni pe care vaxați ca partid, așa încât mai are și egalizăm cumva timpul. Domnul Costiu, că tot v-a întrebat domnul Straciuc și inclusiv domnul Straciuc, ce aveți de gând dumneavoastră să faceți dincolo de ce fac alții, da? Trei proiecte mari. Noi avem o serie întreagă de proiecte mai mici, cum ar fi crearea unor întreprinderi de micro-prelucrare. Dar toată lumea știe, mai ales în spațiu online, că noi am promovat și promovăm insistent producătorul autohton. Noi nu promitem pensii și salarii, dar noi promitem că putem să vindem tot ce producem noi la noi acasă și să putem să exportăm marfă. Pentru asta avem nevoie de politici clare în domeniul agroalimentar. Doi, dar pentru a atinge toate aceste obiective, care sunt de-a dreptul importante, avem nevoie de trei lucruri mari, politice, pentru că acestea sunt mai mici. Unu, retragerea necondiționată a trupelor militare de pe teritoriul Republicii Moldova. Doi, să stopăm terorismul energetic care vine din Federația Rusă, gazul de trei ori mai scump, energie electrică plătită în Transnistria, și susținem regimul separatist. Și trei, interzicerea pe modelul țărilor baltice și a Ucrainei, care este în război cu Federația Rusă, a celor 10 programe de televiziune care sunt de propagandă și ne întunică mințele. Doar după asta putem vorbi despre proiecte, programe, susținerea fermierilor, antreprenorilor și locuri de muncă la noi acasă bine plătite. Mulțumesc, haideți să vedem ce întreabă oamenii direct, de opiniile culese de colegii mei de la știri, da? Și le dăm răspuns cât se poate de concis și direct. Nu e lucru, că lucrăm cu ziua. Salariu și locuri de muncă. Trebuie pasăiană să ai. Ești la pensie, de unde stați plătească pensie? Știți, de schimbări ne dorim noi și să aducă aminte de Dumnezeu și să gândească și iau părinți bătrâni și băghini și strag o leacă la clasa azi de jos. Dacă ar strag la clasa de jos, apas și de ghini și de cei de sus mai ghini. Și fără mustrare de cunoștință. Eu cred că dacă ar să schimbe ceva în Parlamentul ăsta, ar să schimbe și la noi în viață. Altceva eu și pot spun. Să ne ajute pe noi că suntem pensioneri, să avem nepoței, să vrem să-i vedem să crească în libertate. Nu vrem să știm să ajungă ei și greutate trecem noi amuia, că să bate joc de noi. De lucru nu avem, pensia e mică, am lucrat o viață tractorist 27 de ani și eu prinesc un mic tătă, nici nu ne ajut de la nepoței să iau bicicletă, oricum să trăiască ei în bine. Unii sunt bani și ei care s-au fost, da, așa, acordurile toate europene în care au fost către Europa, așa, unii sunt bani și ei, unii sunt. Nu, au fost folosite în alte alegeri. Locuri de muncă avem, salarii nu avem. Așa e problema. Salarii
tot în salarii numai. Le dau pensie mie și 5 nepoți și 3 copii. Și trăiesc cu 1900 de lei. Să-i văd eu, să poate ei trăiește. E că eu le dau pensie mie. Și ei să trăiască. Nu cum ei să iau câte 10-15 mii pensii și nu să dau de pe scaune. Las de ei la tineretul care au învățat. Las le de lor postul de lucru. Nu tot ei și ei și ei. A lor copiii cu milioane. Și trei nepoți de-a mi iau pentru dânsul. Dar noștri nu poți să iei o îngheațată, nu-ți permiți că nu-ți ajunge. Să iei scaune la ești tineri, să lucrezi aici tineri, să aibă și să întreține copiii, să nu se duc peste graniță, să doarmă cu pumnul sub cap și acasă copiii să plângă, să-i ducă dorul. A dat Dumnezeu și s-a schimbat. Dacă lumea a și conștientă și a votat și ei își trebuie. Da, facem un efort de concentrare așa, ne concentrăm și răspundem foarte pe scurt la trei probleme de am sesizat eu. Salarii, s-a mai spus salarii, lipsa locuri de muncă, lipsa locurilor de muncă și trei, unde-s banii din Europa, pentru că s-au investit bani din Uniunea Europeană până acum în Republica Moldova, urmează să vină și alți bani, 600 de milioane de euro, cum s-a anunțat de altfel. Haideți să răspundem pe scurt oamenilor, că... La capitolul pensie, dacă mâine nu avem hotar pe prut, avem minimul de pensie asigurat pentru toate persoanele în etate, de minimum 3.000 de lei, ar fi o soluție foarte rapidă și inteligentă pe care putem să o obținem într-o jumătate de an. Doi, locuri de muncă bine plătite la noi acasă. Eu am mers la Obileni, unde există o întreprindere cu capital străin și oamenii au de la 1.700, 2.000, 2.200 salariu, nu pensii. Oamenii care e exploatați fiind la noi acasă, nimeni nu îi apără. Asta înseamnă locuri de muncă, dar bine plătite la noi acasă. Trei, dacă vreți să vorbim... De banii europeni. Dacă îl scuturați pe Cavcaliuc și pe alții din genul lui, îi găsiți doamna o parte din banii lor la dânșii, pentru că au vile și casă de milioane, mașini, pe care nu îi pot să-i explica cu nimic. Ar fi mult de vorbit. Dacă luăm declarația de a primului ministru Filat, spune că ne-au dat europenii 6 miliarde jumătate. Unde sunt banii ăștia? Nici în drumuri, nici în fabrici, nici în uzini. Asta vă întreabă și oamenii pe dumneavoastră. Dar pe cine să-i întreb? Cei care și acum candidează tot ei. Oamenii au spus foarte corect, dacă vom vota conștient împotriva hoților și tâlharilor, avem o șansă să începem relansarea economiei. Și cele 600 de milioane de care vorbiți dumneavoastră vin condiționat în viitorul apropiat, dacă va fi o guvernare responsabilă de dreapta românească și pro-europeană. Nu una de stânga sau una cu fel de creaturi neobolșevici. Domnul Straciuc. Eu duc să-i venit, eu nu înțeles nimic, e clar. Deci, referitor la întrebările care am primit, eu am să fiu succint. Noi, în programul Partidul Politic Pace, avem așa, business, impozitul 0% pentru profitul reinvestit. Ce înseamnă asta? Orice agent economic care are o activitate, oferă posturi de muncă, plătește un salariu. Deci, logic, la sfârșit de an plătește impozit pe venit. Corect. Noi îi dăm posibilitate, pentru un proiect de lege, ca să nu achite impozit din acest venit, dar cu banii, urmează să deschide alte posturi de muncă. În așa măsură va crea condiții mai bune, în așa măsură oamenii vor rămâne acasă, în așa măsură vor crește salariile. Dacă puteți să concentrați, că avem mai multe în așa măsură va crește și pensia. Asta e tot, succint. Și dacă mă întrebați unde sunt banii, și dacă mă întrebați unde sunt banii europeni, eu cred că dacă au ajuns la primăriile... Nu vă întreb, vă întreb oamenii. Dacă, stimați concetățenii, m-ați întrebat unde sunt banii europenilor și dacă au ajuns la primăriile, unde sunt reprezentanții partidul blocului Renato Osate, deci prin diferite scheme acești bani pur și simplu s-au furat. Asta e tot. Doamna Grisco. Da. Deci despre pensie am vorbit ceva mai înainte, ca să nu ne oprim. Exact. Am spus e concret de cum plafonăm și din contul acesta se mărește pensia minimă. Doi. Banii europeni. Unde sunt banii? Foarte recent Renato Osate a avut o întrevedere cu mai mulți ambasadori ai statelor europene și noi suntem cei de la blocul Renato Osate suntem și vom insista în continuare în Parlament ca toți banii care vor veni din Uniunea Europeană în Republica Moldova să vină, spre exemplu, dacă vorbim de infrastructură și drumuri, să ne dea acești bani în drumuri, în kilometri de drumuri, pentru că cei ce fac astăzi companiile care repară drumuri în Republica Moldova, nu vă supărați, de trăim aici și vedem. Haideți să vină o companie din Germania sau din altă țară europeană și să ne dea acești bani prin kilometri de drumuri și tot așa mai departe. Deci, și credeți-mi că o să fie drumurile cele mai de calitate europene. Dacă e să vorbim de posturi de muncă pentru tineri, asta am reținut și asta avem în programul nostru electoral. Deci, dumneavoastră cunoașteți că noi avem instituții de stat în Republica Moldova, unde 20 de ani
nu s-a mai angajat nicio persoană tânără, nouă. Deci mi s-a ridicat părul în cap. Imposibil. Tânărul da. Respectiv, când iese din universitate, cu diploma, vrea să meargă la undeva să lucreze. Doar că în acea instituție avem finul, nașul, fratele, nepotul, sora și tot așa mai departe. Și din acest considerent, tinerii cu diplomele lor de studii superioare pleacă peste hotare și acolo, cum zice bătrâna, dorm pe un colț de pernă. Corect. Trebuie să le asigurăm tinerilor. Nu mai avem timp să mai spuneți și cum. Adică am înțeles că există o problemă și e clar că există o problemă, dar era interesant să vedem și cum rezolvați problema. Dar nu m-ați lăsat să continui. Deci, în câteva secunde. Pentru aceasta trebuie în mod obligatoriu și de urgență să reanimăm învățământul profesional tehnic. Noi vrem să construim fabrici și uzine, dar cine vor lucra în aceste Mulțumesc. Fabrici și uzine? Noi nu avem specialiști calificați. Mulțumesc, haideți să încercăm să vedem ce ne rezervă bolul acesta cu eu întrebări. Eu cer scuză, eu aș vrea să frâng puțin stereotipul. Timpul acordat pentru această întrebare, eu aș vrea să-i pun o întrebare, doamne Griscu. Nu putem, pentru că aici nu este realitatea. Mai rămâne cetățenii timp. Au mandatat. Ca să-i întreb. Haideți, așteptăm soluții. Eu aș vrea... Nu aveți cum să nu. Poftim, măcar puteți să răspundeți pe scurt. Poftim. Dar, eu aș vrea să frâng puțin stereotipul. Realitatea nu este aici. Este un regulament pe care știți, l-ați cunoscut și, pe de altă parte, este vă asumați riscul în fața cetățenilor de a nu vrea să răspundeți la o întrebare. Nu știu, acum fiecare judecă. Nu putem să vă obligăm. Dar nici nu știu dacă este foarte convenabil pentru dumneavoastră. Bun, încercăm să vedem ce avem acolo, domnul Costiuc, și haideți să vedem întrebările. Când a fost ratificat de către Parlamentul European acordul de asociere RM-UE și când a intrat pe deplin în vigoare? Da, doamna Grisco? Ce? Întrebarea care e? Întrebarea. În ce an și-a proclamat Republica Moldova independența? Când a fost recunoscut internațional ca stat membru al ONU? Și domnul... dumneavoastră, ce întrebare aveți? Măcar citiți, dați dovadă că eu aș vrea să schimb stereotipul. În ce an a avut loc primele alegeri parlamentare? Eu aș vrea să schimb puțin stereotipul. Să-mi permite să-mi dați întrebarea, să-mi acordați timp să dau o întrebare, domnule Grisco, pentru că cei de acasă au rămas nedumeriți și așteaptă un răspuns de la doamna Grisco. Bun, întrebați și după aia răspundem. E clar, n-ați răspuns la asta și după aia... Haideți, eu nu mă ascund de dumneavoastră, poftim. E timpul dânsului și... Doamna Grisco, în Bălț, blocul Renato Usatăi, administrația publică locală, da, au furat prin licitații trocate circa 146 milioane de lei. Ați impus la taxe de protecție și ați cerut taxe de la agenți economici. Nu dă doamne să ajungeți la guvernare, cred că o să furați 146 de miliarde. Deci, întrebarea mea este în felul următor. Dumneavoastră chiar nu vedeți când sunteți un partid toxic și ați pus la... și ați înveninat viitorul copiilor mei și viitorul copiilor celor ce ne urmăresc acum? Mulțumesc. Foarte scurt, să răspundem și la bol. Care a fost întrebarea ca să ne putem dați-mi, vă rog, pentru că sunt bălțeancă și mă doare sufletul pentru Bălți și să-i răspund omului că aibă atac de cor dacă nu... Vă rog. Da, deci, vă rog, când menționați primăriile unde Renato Usatăi și are primar, să menționați Spitalul Republican și liceele din municipiul Chișinău, care tot această companie a câștigat tenderul. Mulțumesc. Și multe, multe alte instituții de stat de aici. Mulțumesc. Din Chișinău. Nu mai avem timp. Mulțumesc. Care era întrebarea dumneavoastră? Nu. În ce an și-a proclamat Republica Moldova independența, când a fost recunoscut internațional ca stat membru? Simplu. Când? 1991. 91. Ce dată? Gata. Nu mai are timp, doamna. Mulțumim. La mine s-a memorizat data semnării acordului, că e 28 iunie, ziua ocupației Basarabiei, 28 iunie 2014, dacă nu greșesc, la scurt timp Parlamentul având foarte mare dorință de a ratifica acordul la 2 iulie ziua... Da, 2 iulie 2014 ratificarea acordului de asociere, în 2016 a intrat în vigoare. Dumneavoastră nu ați răspuns la întrebare și ați folosit timpul în alte scopuri.
V-ați asumat acest lucru. Nu mai știu nicio care era întrebarea, dar acum nici nu mai contează. A fost o emisiune foarte vie și cu cum zicem noi în presă de multe ori, are viața ei, știți? Sau jurnalul are viața lui. Păi asta e. Deci mai aveți câteva secunde fiecare, domnul Costiu chiar mai mult, în care aș vrea să vă văd, să spuneți care sunt partenerii principali de dezvoltare pe care mizați. Pentru că mai devreme și doamna Grisco a vorbit despre Uniunea Europeană, despre, mă rog, nu, cam despre lucrurile astea în zona aceasta v-ați uitat. Haideți să vedem ce spune domnul Costiu și domnul Straciuc. Pentru noi foarte simplu, noi tot timpul am fost categorici, parteneri de dezvoltare, strategici, Statele Unite, Uniunea Europeană, România, dar se începe din România, pentru că ăsta e fratele mai nostru mai apropiat și toate fondurile și toate investițiile, sutele de milioane băgate în infrastructura Republicii Moldova, miile de grădiniți, drumuri, opere. Moldovenii ar trebui să învețe să spună mulțumesc, nu pentru cetățenii că ne-au dat să nu murim de foame la noi acasă, dar pentru investițiile enorme pe care nu le-a făcut nimeni până acum. Iar partenerii de dezvoltare sunt pe axa București, Washington. De ce, foarte simplu. De ce nu Rusia? Pentru Rusia sunt, iată, aici am doi. Ambii trag la Moscova, așa că e suficient că 30 de ani ne-au călărit ăștia cu Moscova lor. Noi trebuie să ne rupim de trecutul ăsta nostru bâhlit, mușigăit și toată hălășuga asta care a pus stăpânire pe Republica Moldova trebuie să smuls aruncată pe marginea drumului, pentru că, dragi prieteni, uitați-vă, aici este doamna Grisco pe care o respect, dar o greșit partidul. Ei doar în campania asta până la jumătate campanie au băgat 9, aproape 10 milioane, dar nu contează. 10 milioane de lei. Cum putem concura noi cu ei, cu 10 milioane? Da. Bun, mulțumesc, domnul Straciu. Nu mai aveți timp. Am 36 secunde. Pot să-i adresez o întrebare domnului Costiuc? Puteți, dar nu știu dacă vă mai poate răspunde. Haideți, întrebați. Că e tipul dumneavoastră problemă. Ce să fac? Eu vă întreb ceva, dumneavoastră răspundeți ce vreți. Dar vă asumați. Răspunde domnul și fumează. Domnul Costiuc, mie nu mă interesează lupta voastră care aveți în partid. Dar de ce în Glodien, Ciuciulea? Dumneavoastră ați fost prezent și sunteți la curent că am discutat pe tema asta. De ce faceți agitație politică în scop electoral pentru un alt partid? Simpatizații dumneavoastră cunoaște faptul dat. Și cum credeți că ei vă vor taxa? Pentru care partid? Domnul Costiu cunoaște. Dacă dați mai multe detalii. Dacă nu-i miros să trandășiri, mare parte și n-ai iureț. Domnul Costiu cunoaște. Pentru ce partid politic face agitație electorală? Pentru democrația acasă, categoric și hotărât, dar le-am spus că sunt încheiate în două formule politice. Important să ne rupim de trecut și să avem o majoritate. Nu de 51 de mandate, dar 2, 3, 60, 70 de mandate. Dar fără de voi, fără de ăștia care miroase strandașiri. Domnul Costiu, mulțumesc. Face agitație politică pentru partidul PAS. Haideți să nu mai deschidem o altă rundă. Pentru PAS. Iată, mă învinuiesc. Și nu înțeleg logica. Dacă facem pentru socialiști, încă înțelegem învinuirea, dar pentru PAS... V-a spus în gând să consumați chiar toate secundele. La ultima secundă să vă opriți. Gata, ne oprim. Începem minutul de final. Începe minutul de final. Sună paradoxal, dar asta e. Am ajuns la final și avem mesajul de final către telespectatori. Văd că se dezamăgită, ați fi vrut să mai continue. Poate că și telespectatori ar fi vrut să mai continue, pentru că a fost o emisiune vie, dar cu aceste atacuri în serie între dumneavoastră. S-a scurs timpul mai repede. Mesajul de final. Cu cine începem? Începem cu doamna Grițco? Da. Cum doriți. Vă rog. Cum spuneți, sunteți șef. Stimați cetățeni, au rămas 10 zile până la ziua cea mai importantă pentru Republica Moldova, alegerile parlamentare. În 11 iulie o să alegeți o nouă echipă, un nou parlament și cu siguranță el va fi altul decât cel care ne-a furat, ne-a jepmănit și ne-a sărăcit pe noi toți împreună cu dumneavoastră. Primăria municipiului Bălți și de rând cu toate primăriile unde primarii de la partidul nostru și-au reconfirmat profesionalismul, o să facă față tuturor provocărilor, pentru că sunt persoane demne și profesioniste în toate domeniile. Mulțumesc aparte Asociației Comunilor și din România pentru această diplomă de merit pentru primăria municipiului Bălți, care 4 ani consecutiv a fost transparentă și și-a recalificat acest calificativ an de an. Pentru aceasta un mare mulțumesc. Stimați prieteni, profesionalismul de care dăm dovadă noi, cei din echipa Blocului Electoral Renato Usatăi, sigur nu o să vă dezamăgim și votați Blocul Electoral Renato Usatăi numărul 3 în buletinile de vot. Mulțumesc, domnul Straciuc. Stimați concetățeni de aici, din țară și din diasporă, de 30 de ani de zile clasa politică a manipulat cu noi. De 30 de ani de zile clasa politică a jonglat cu noi. Noi suntem acea generație care am simțit
și am văzut exodul masiv care a avut loc din Republica Moldova. Astăzi, jumătate din Moldova fac parte din diaspora. Deci, a avut loc un exod masiv de brațe de muncă și intelect. La data de 11 iulie votăm Partidul Politic Pace, deoarece suntem un partid și suntem un pod de legătură între Est și Vest. Deoarece noi am venit în politică nu să cumpărăm ca ei votul dumneavoastră, dar să ne acordați încredere pe deplin prin programele noastre profesioniste. Deoarece avem un partid, deoarece avem un președinte puternic și suntem numărul 1 în buletinul de vot. Votați Partid Politic Pace, numărul 1 în buletinul de vot. Pace este alegerea corectă. Mulțumesc. Doamne ajută încă o dată, am fost învenuit în studio că promovez și alte partide decât democrația acasă. Eu am fost, sunt și voi fi un cetățean responsabil al acestui pământ. Rugămintea mea este ca să putem scăpa pe 11 iulie de toată șleaita asta de bandeți, sunt câteva opțiuni electorale pe segmentul de dreapta. Democrația acasă, PAS, PUN, votați oricare care vă este mai simpatic, mai drag, dar nu votați partidele de stânga care vin să ne ocupe în continuare și să ne ducă într-o direcție necunoscută sau cel puțin să ne țină în mocirla asta. Noi am demonstrat din afara Parlamentului că avem și curaj și voință de a opri hoțâile, de a stopa și de a promova valorile naționale, cu căciulă de cârlan, ca un șoban adevărat, îmblu și eu prin țară și vorbesc cu oamenii. Dar asta mă face mândru de neamul meu. Eu vă spun un singur lucru. Republica asta are viitor doar în componența României și în spațiul european. Ori cu România și cu Europa, ori deloc. Doamne ajută, pe 11 vă îndemn să votați democrația acasă. Trăiască neamul! Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru această emisiune, cum spuneam, extrem de tensionată, de vie. Sper că telespectatorii au înțeles de la fiecare ce era de înțeles și vom vedea, de fapt, ce au înțeles pe 11 iulie, atunci când vor pune ștampila pe buletinul de vot. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă aștept și la următoarea rundă electorală a zilei, de la ora 21. O seară frumoasă în continuare!